Primăria Hunedoara a menținut trendul din ultimii ani la alcătuirea bugetului pentru 2023. Dintr-un total de peste 530 de milioane de lei, doar un sfert este prevăzut pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare. Cea mai mare parte a bugetului, de 74%, o reprezintă investițiile din finanțările europene care au fost atrase în perioada 2017-2020. Este vorba de 20 de proiecte în implementare în valoare de peste 74 de milioane de euro, la care se adaugă finanțările obținute prin PNRR în valoare de alte 20 de milioane de euro. Prin atragerea fondurilor europene și semnarea contractului de finanțare, banii aceia intră în bugetul local. Și evident că suma crește. Nu suntem un oraș bogat, nu am fost niciodată în perioada, mă rog, poate după anul 2000, momentul în care dispare, ca să zic așa, combinatul siderurgic de la Hunedoara cu miile de locuri de muncă. Și atunci important a fost acest drum european pe care îl parcurge toată țara, este drumul corect și este motivul pentru care și suntem agrenați foarte mult în atragerea fondurilor europene. În plus, pe lângă investiții, hunedorenii vor avea parte în continuare de o serie de beneficii. La Hunedoara nu se măresc taxele și impozitele pe proprietățile cetățenilor, au fost indexate doar cu acel indice al inflației care este obligatoriu să existe și chiar și nemărindu-se, eu sper să reușim să susținem și cheltuielile neeligibile pe fondurile europene, acolo sunt foarte mulți bani, este adevărat,